Ambuteiaje și lucrări de reparație, polițiști nepoftiți, toate astea sunt la ordinea zilei, chiar și în orașe mici ca Chișinăul. Eu sunt Vicu și astăzi la laboratorul Darwin îți prezint Waze, aplicația destinată șoferilor care se ajută între ei. Waze este cea mai mare comunitate de șoferi care distribuie în timp real date despre trafic, drumuri, salvând în primul rând timp și, desigur, bani de benzină. Utilizând Waze poți vedea, spre exemplu, străzile unde sunt ambuteiaje, cât de lungi sunt acestea și chiar cu ce viteză se circulă. La fel obții informații despre locurile unde sunt amplasate echipajele de poliție, așa că nu va mai trebui să aștepți ca cineva să-ți dea din faruri. Cu toții știm că în Chișinău urmează să se instaleze camera radar, în curând acestea vor fi la tot pasul. Și aici Waze este util, permițând utilizatorilor să arate pe hartă unde se află acestea, iar în moment când conduci vei fi anunțat preventiv de prezența lor, mai exact cu câteva sute de metri. Dacă ești și tu participant la trafic, nu uita să contribui la prevenirea altor Waze-eri. Doar conduc cu aplicația prinsă și deja contribui cu informația. Spre exemplu, dacă observi un accident, poți raporta despre acesta indicând pe care parte a carosabilului s-a produs și dacă este grav sau nu. La fel poți atenționa pe restul despre ambuteiajul în care te afli sau poți spune un simplu salut altor utilizatori. Nu uita nici să mulțumești în caz că atenționarea ți-a fost de folos. Iar dacă ai nimerit pe o porțiune de drum necunoscută, există opțiunea de epavare a drumului. O pornești și Waze va începe înregistrarea unui nou drum pe hartă, disponibil ulterior tuturor utilizatorilor. Un lucru foarte util pe care îl face Waze este că îți selectează cel mai scurt și mai eficient traseu, în dependență de informațiile despre ambuteiajele de la moment. În acest exemplu am vrut să ajung până la strada Ismail, dar în centrul orașului erau ambuteiaje. Waze mi-a arătat calea cea mai rapidă pentru a le evita, totuși dacă nu sunt de acord cu traseul care mi-l oferă Waze și decid să o iau pe alt drum, acesta îmi va recalcula traseul. Pentru a economisi timp, îți poți salva destinațiile favorite având din start traseul spre casă sau spre birou. Așa că este nevoie de doar câteva clicuri pentru a porni la drum, iar ca să nu te distragi de la condus, Waze îți va spune când trebuie să faci la dreapta, apropo, în curând și în limba română. La fel, pe timp de noapte, aplicația își schimbă interfața într-una întunecată pentru a nu supăra ochiul. Waze este bun și pe post de ghid. Dacă ai nevoie de o farmacie, Waze îți va arăta cel mai scurt drum către aceasta. Dacă vrei să-ți speli mașina, la fel poftim cea mai apropiată spălătorie. Un lucru foarte interesant este integrarea cu Facebook-ul. Dacă ești invitat, spre exemplu, la un eveniment pe Facebook, Waze îți va oferi date despre acesta și ruta exactă ca să ajungi la el. Iar dacă prietenii tăi au Waze și la fel au fost invitați, vei putea vedea în cât timp ajung ei la petrecere. Și dacă pe Android Google Maps poate înlocui Waze-ul, pe iOS hărțile de la Apple pur și simplu nu cunosc Chișinăul, așa că Waze este o opțiune foarte bună. În fine, dacă ești șofer și încă nu ai făcut o faptă bună, downloadează Waze și spune-le tuturor unde stau ascunși domnii polițiști și pe ce stradă stai tu în ambuteiaj. Aplicația o poți downloada gratuit atât pentru iOS cât și pentru Android. Linkurile sunt în descriere, exact acolo sub butonul like. Nu uitați să dați și un like la pagina noastră de pe Facebook, iar dacă vreți să vedeți în continuare astfel de review-uri, apăsați subscribe. Eu sunt Vicu și aveți grijă cum conduceți!